Hai să desfacem calendarul de la Paiot cu numărul 6. Da, e foarte micuț ăsta. Nu vreau să rupă rău. Chiar că e foarte micuț. Trecem la al verde de la DM. Numărul 6 este aici. Și ce este un Shea Butter? Oare ce este chestia asta? Probabil o loțiune, că nu scrie gel de dus sau ceva de genul. O să mă uit online și o să văd, că nu știu ce este. Și sincer, adventul ăsta calendar nu prea mă încântă. Neața, ho, 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 Alex, e frig, nu? Stai așa, împopolit. No, look, a new update, Christmas, in my game. Ne-am pornit de acasă, merg până la piață. Să cumpăr un alta și apoi să merg la tuns. O să mă tun puțin, parcă mă înghite părul. Și după mergem la mall să mai cumpărăm una alta și mai vedem ce facem astăzi. O să fiți cu noi. O nouă zi, un nou vlogmas, nu? Și vremea este foarte frumoasă. Uitați. Foarte nourat și întuneric. Să vedem de la piață. La salon și acum arăt așa, dar îndată o să mă vedeți altfel, tunsă. Hello. Da. Hello, new me, new haircut. Da. Băieții zic că mă schimbă complet și Alex zice că nu-i place. De ce nu-ți place, Alex? Nu-mi place. De ce? Că e nice. Acum am treabă să-mi fac bretonul și să-mi îndrept bretonul și aici m-am tuns așa. Cam atâta, nu foarte mult. Și da, acum mergem la mall să vedem ce mai facem. Mergem la Lego. Chiar cum stă noua... Un soare, bine sau nu prea? Vedem, noi trebuie să mă obișnuiesc pe parcurs acum. Da, ne vedem de la mall. Am ajuns la mall și prima dată mergem să mâncăm. Uitați decorațiunile din mall. Mergem să mâncăm că ne este foarte foame și la toaletă. Și apoi am de mers la H&M, Zara și Primark.
să vedem ce mai facem pe aici. Deja e busy. Și asta nu prea îmi place, înseamnă că nu o să stăm foarte mult. Vreau să-mi caut o fustă midi cu paiete pentru Christmas Eve. Acum vedem. Chiar spuneți-mi, vă place părul meu în soarea mea sau nu prea? A, și la Victoria's Secret trebuia să merg, dar văd că au închis aici magazinul. Nu știu dacă și în restul Londrei. Vedem noi. Haideți să mâncăm ceva. Hello, am ajuns acasă. Doamne ferește să merg la cumpărături pe vremea asta și în zilele astea. Doamne ferește. Și am fost până la Primark, după cum puteți vedea aici. Și mai am o pungă și mai mică de la Primark. Mi-am luat o rochie, mărimea M, și asta a fost 18 pounds. Este o colaborare cu Paula Echervania și Primark. Și stați să vedeți că e drăguță așa. Nu știu cum o să stea, dar în rest are așa. Și partea asta este foarte bufantă și este mini. E drăguță, o să o probez și o să vedem cum stă mai îndată. Așa. Am luat niște papuși de casă pentru România. Mai niște red diffusere, mai niște alți papuși de casă. Și am mai luat ceva pentru Alex, pijamaua asta, 100% cotun, a costat 10 pounds, adică 60 de roni. Da, asta se dau de Moș Nicolae. Și asta a costat 18 pounds, adică 110 roni, ceva de genul. Rochea mă refer. Am fost la H&M și am luat doar un singur articol. Rochea asta, așa, Christmas-y, cu decolteul ăsta, dar o să vedem cum o să stea cu decolteul, că nu prea îmi place decolteul ăsta. Este mărimea M, să fie mai lărgut așa. Are mâneca bufantă, dar culoarea nu-i roz, este roșie. Și este tot midi. Nu midi, mini. Uitați, așa se leagă. Și asta a fost 25 de pounds. Adică 150 de roni, ceva de genul. Am mai fost
fost la Laș și mi-am luat ceva, sper să fac o baie zilele astea. Mi-am luat un bath bomb Dragon Eggs. Mamă, nu vă dați seama cum miroase. Miroase foarte, foarte bine. În giveaway-ul care l-am anunțat, o să pun și... o să trec și pe la Laș să vă pun și vouă cadou ceva de acolo. Miroase foarte bine și asta a costat 6 pounds, adică 36 de lei, de roni, una. Un bath bomb, atât. Da, foarte busy. Nu mi-a plăcut deloc. Hello, boy! Alex, nu-i place preza mea? Nu, Alex? De ce, mami? I'm not cute? A? Nu? De ce? Ha? I don't like it așa. Cum se vede aici umbre? Pentru că eu sunt balaiaș cumva. Hai să probăm rochile și după vreau să mă demachez, să-mi fac un ceai, să editez, să muncesc. Oh my god, azi noapte am dormit la 1:30, am terminat treaba și de câteva nopți nu pot să dorm bine deloc, deloc și de asta sunt și obosită. Hai să vedem ce mai facem. Bye bye, see you later! Asta este rochea drăguță, cea de la Primark. Eu zic că e drăguță, dar asta este foarte drăguță și merge cu freza mea. Scuzați ciorapii, nu din outfit, dar restul este foarte drăguț. A, și aveau și pe roz. A, știi că asta e Primark în colaborare cu un influencer asta. Colecția de asta e așa mai specială. N-am mai găsit ceva la Primark de foarte mult timp. Și merge cu sandalele alea de la Il Paso care le-am cumpărat. Asta o păstrez. Asta este rochea de la H&M, da, umbrele astea. Mâneca. Asta se poate strânge, așa. E drăguț să rămâne și asta. Hello! Voiam să testez cleanserul ăsta de la Super Facialist. Să văd dacă este bun și vreau să-l fac acum cu voi. Ce să zic, chiar este bun. A îndepărtat toate foarte bine, mai bun decât altele. Bravo! Și un preț foarte bun. Să-mi termin fața, să mă spăl pe față, să mă dau cu tonic de la Elenis și ne vedem mai îndată. Vă arăt ce am luat de la piață, dar nu am luat multe chestii. Un pătrun gel, niște... Să continuăm. Două pere, parcă aș mânca acum o pară, 5 roșii, 3 mere și niște mandarine. Arată bine, nu? Asta am luat la piață. Hello, ce faceți? Este seară deja, eu am mâncat niște cozonac și băieții și am făcut niște toast cu avocado și ou fiert. Și am făcut duș, Alex face încă acum baie. Dar acum m-am pus în pat ca să scriu una alta în plannerul meu, în plannerele mele ca mai multe, pentru mai multe situații, joburi și toate astea și... Voiam să închei vlogmasul de astăzi. Astăzi a fost o zi așa obositoare, dar mă bucur că am găsit ochea aia de la Primark în colaborare cu fata aceea, Evelyn, sau cum o cheamă, cum am spus că o cheamă. Este și calitativă, are un preț bun și se așează foarte, foarte bine. Nu mă așteptam.
Până acum am probat foarte multe rochii din catifea la magazine de pe High Street, la magazine foarte scumpe. Ca asta nu mi-a venit niciuna. Este pur și simplu fabuloasă. Mă bucur foarte mult. Vreau să o port de ziua mea. Și altceva, și rochea aia de la H&M e faină, dar mai am încă de luat câteva ținute pentru următoarele zile din decembrie și următoarele evenimente din decembrie. Dar rochea aia am văzut-o la cineva, la o fată de aici din Anglia, britanică, și am fost și am găsit-o și îmi stătea bine și cu S, dar am zis să nu mă las sâni, să nu mă strângă sau așa. Eu am problema asta cu discrepanța asta dintre sâni și restul corpului. Dar e ok și așa. Și vine, chiar îmi place foarte mult. În rest, am fost prin magazine. Sincer să vă spun, nu prea am găsit haine. Ciudat, nu? Da, ieri am fost la TK Maxx, la ăsta de lângă mine, și am stat acolo cred că vreo oră și ceva, am căutat pe acolo printre haine, printre rafturi. Nu am găsit absolut nimic. Am găsit o fustă din piele cu pliuri și Alex mi-a zis că semeni ca o fată Jewish și eu zic că nu-i place să nu iau. Și nu am luat-o că nu eram 100% convinsă, dar în rest, foarte multă lume, aglomerație, nu am găsit nimic. Acum sper ca în următoarele zile să găsesc ceva. Dacă nu o să comand online, habar n-am ce o să fac. O să merg și la Mango, poate. O să merg pe Oxford Street și pe New Bond Street. O să vedem noi ce o să facem. O să mă îmbrac cu ceva. Crăciunul ăsta și la evenimentele următoare. Îmi trebuie ținută pentru Winter Wonderland. Da, o să mergem la Winter Wonderland. Îmi trebuie o ținută pentru ziua mea, dar prima zi, pentru a doua zi și a treia zi, că o să fie cumva 3 zile cu și cu băieții și cu fetele și mai multe așa. O să am nevoie de Christmas Eve în ziua de Crăciun și Boxing Day. Deja am zis 7 ținute și le-aș vrea noi. Na, acum dacă găsesc noi, bine, dacă nu, nu. Și mi-am adus aminte că mi-am cumpărat eu nu de mult de la M&S un jumper așa crăciunistic, pot să-l iau și ăla cu o fustă sau cu o pereche de pantaloni. Dar o să vedem, o să fiți cu mine pe aici. Și voiam să închei vlogmasul de astăzi și ne vedem mâine la un nou vlogmas. Nu știu încă 100% ce fac mâine, dar o să vă spun mâine cel mai bine. Da, good night!